să mă vadă colegii mei verzi din Republica Moldova, deoarece eu am susținut de fiecare dată, vreau să spun că acurateța, vreau să spun că ecologia, silvicultura, unde eu în toate aceste mesaje mele, eu am vorbit de fiecare dată despre cele tăieri ilicite, despre acele persoane incompetente și incompatibile cu funcțiile care ei le dețin. Uite Dodon aici, e verde tot și frumos, nu are un chic de roșu, tot e verde și vom respira. De azi înainte o să ne ducem la turnul ăsta din Universitatea de Stat, unii la telescoape acolo sus, și vezi când o să privim așa la guvern, la parlament, o să dăm numai verde, înțelegi? O să vii verzi ecologiști din Republica Moldova, deoarece ei sunt, vreau să spun că în strâns colaborare cu Partidul Verde din România și vor ca să salveze planeta de gunoaie, înțelegi? Și noi mai mult ca atât trebuie să ne răsflicăm mânișile, ne ducem pe Albișoara acolo să vedem și au făcut edilul ăsta capitalei. Așa. Ivan Ceban. Inundații. Adesea scrie Ion, dar el e Ivan de fapt, înțeles? M-a lucrat în primărie. Ivan, uite, sui cu mine, mergi în taxovcă, gratis, nici nu bat cec. Ticheta-i put în mod privat, înțelegi? Cu tine anume special. Faci o tură prin toată capitala, tu ca-ți matriași așa, tu te uiți doar după Chișinău. Eu folosesc niște termeni de astea cum folosești voroni în emisiunea asta. Da, în emisiunea asta, într-un limbaj de asta, așa cum spune. Pajizniu, da? Nu, de la Cricov, eu am să dau totuși, ca să nu țină, țineți vă rog o lecție ca asta, am să dau totuși acest interviu puțin mai hazleu din cauza că mie îmi place de Vladimir Nicolaevici. El a venit și a spus despre toți băitanii ăștia care ei i-au scăpat de la dânsul din partid, întreabă, dar Ivanov nici nu știe cine i-a adus-o, cine i-a adus-o, Lupu i-a adus-o, cred, pe acolo. Din cauza că eu spus că Dodon a fost membru, înțelegi? El e chilen. El, de fapt, nu a fost măcar comunist între el. Spunea că, între celelalte interviuri, că ăsta era gata să vii cu scara de acasă, să sui acolo la Mold Expo cu scara să-l pupi pe Lenin, să-l îmbrățișeze, trup și suflet, înțelegi? Un comunist și-a înflăcărat, care și-a luat-o pe mătușa Zână și, uite, se râde o întreagă lume de voi, băi, se râde Moscova. Dacă să râd rușii de-am de voi pe emisiunile astea și fac azi din necaz, hai să ne punem întrebarea ce fac cetățenii ăștia din țară. Ei sunt foarte amărâți, sunt foarte îngândurați, întristați. Mai mult ca atât, ei sărași amu stau și se uite de la colț la colț. Eu nu știu, Dodon, băi, am zis, și ți-ai pus tu la pticică, cum îi spun, tăți peste drumul, trebuie să pui la 13 aici, doar tu știi că ai să te duci acolo usată. El o garantat, o zis că neapărat el începe a băga la pușcărie. Și el a avut niște expresii, Renato, și eu îl urmăresc. Și vreau să spun poate că președintele îți bage pe cineva la pușcărie? Nu, dumnealui e prin... Ori el ca primar al Bălților sau ca președinte al partidului lui. Vedeți, eu am scos deja Constituția. O să vedeți acum și medalia. Vedeți că jaletka asta care ne-o dat-o, ne-o dat-o, Renato. Tăți mă întreabă, băi, dar de unde ai jaletka asta? Da, usată ne-o dat-o. Cu asta nu te e vântul, principalul că ești stabil, înțelegi? Glonțuri nu intră printre însa. Articolul 2 din Constituție, după cum și-a spus el, că dizolvă Parlamentul, îți dai seama și fac cu șlămălile astea 101, aici care îți plătiți din banii noștri și aici care ei nu fac nic, slujile astea a poporului, cum am spus eu, de fiecare dată, care ei sunt dotați cu birouri, cu băi, cu salarii, cu znacioași, au ei insignii în piept, numai când îi vezi la 4 oașii, numai ții cu ea, că el vine, tu înțelegi, și duci și tricolor și ala și murdărește imaginea României, că l-a luat pe Mihai Leu. Țăcui, nu știu, cred că să mă duc în albumele și alea de acasă, de la Casa Părinteașa, să aduc o fotografie cu Mihai Leu, să-ți lămuresc de când mă știu eu cu Mihai Leu. Încă de la Piatra Neamț, de prin 2000, dacă nu mă greșesc, fotografiile sunt făcute cu dânsul. Dar eu am înțeles un singur lucru, că tu ești agentul lui Plaha. Țic. Eu deodată spunem că tu ești pațanul lui Dodon. Tu, băietul ăsta care mergi sub acoperire și ai trecut traseismul ăsta politic fix ca Ivanova, înțelegi, de la Moșto Mișa Leancă, pe la Baito Iura, pe la Mișa Gimpu, ai trecut pe la Baito Iura Leancă, înțelegi? Și că te-ai venit cu acum și amâiana ai zis că pun, dar și pui, e deznai, dar eu zic mai te n-ai scoți nică. Serios spun, dacă ai să iei 0 întreg și 0, doar să te voteze neamurile și alea care ele să, știi cum spune, nostalgici și că tu să ajungi un președinte. Ce să faci, băi? Uite despre tine și vorbește imaginea ta, țicu. Una, l-ai murdărit pe eternul campion mondial Tudor Casaflu. Ai rupt pixul în perioada când tu ai fost, cât acolo, 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni. Ai fost ministrul tineretului și sportului, da? Tu încă n-ai dat zdraste cu mânierul de la ușa cabinetului și nu știai pe unde să intri și pe unde să ieși. Și tu ai început a rupi tocuri de față cu Tudor Casaflu. Uite, Tudor, mă vede, salutări, cinste, respect pentru tot ce ai făcut pentru imaginea Republicii Moldova. Primul aur în țară s-a adus de către eternul campion Tudor Casaflu. Pentru prima dată s-a intonat imnul deșteaptă române, s-a intonat imnul și s-a arborat drapelul Republicii Moldova, un acest etern campion, stimă și respect față de dumnealui, cât de înjosit a fost el din așa toțec, de colea joras. Coliți, și nu știi la Palatul Sportelor cum facem noi antrenamente, mini fotbal, saună. Au, tu te-ai sfădit cu țicul, ai vândut terenul și-a la mingă ambasada Americii. Păi nu mă excluși. Tăiați acolo, felat, aici au trecut rep de la acum, neafiliat. Ia vedeți cu ei, dacă se formează un partid, el precis că vine cu voi acolo. Eu am spus-o și o repet încă o dată. Țicu, traseismul ăsta tău politic, știți mă întreabă, dar și ai tu cu Țicu, dar și-au avut Țicu cu mine. Tot atentatul ăsta cu omor, de unde vine el, neamurile astea lui care au depus declarații, mărturii false în instanța de judecată, Ion Țicu, Maria Țicu, asta de la Rezeni, care drugul ăsta tău care a luat moștul colea asta, rața asta mută, Timofte, da? Asta care el nici nu a fost președinte, par, da? Asta îi duce conspectele, țurcanul ăsta, la țurcanul. El a înțeles că acolo el tot e cu tine acolo. Păi nu știu, dar voi sunteți, vreau să spun că de rușinea și nu știu cum spun, de toată, nu știu cum, înjosirea pe care o mai poate avea această țară numită Republica Moldova. Deci că eu mă gândeam, băi, 8 s-au scris. Mă gândeam, dar și nu s-au mai scris încă, măcar vă câțiva. Băi, țărișoara asta cum vreți voi să o răspridiliți, să o împărțiți? Dar și spre mult, eu, îți foarte mult, băi, ești obsedat de doi, pe Renatul îl votez, pe Țicul îl urăști, dar și el alt șase. Nu, eu vorbesc destul de clar, că trecem la Dodon, Igoraș. Eu am spus-o de fiecare dată și lansăm campanie electorală la și de la Rădenii ei. Ei țin, da, tizul, chiosca. Nu, eu uite, vorbesc într-un limbaj ca să vadă toți internauții, să vadă, băi, și poate spune și fidiuș. Ia jalietca asta și faci, numai jalietca, uite ce faci, din trânsa stănuțul ăsta, cum zic eu, cheptari. El e plin de informații. Văzut, Dodon, el a spus că s-a întâlnit amuiană când a fost ziua orașului, cu Ivan Ceban, au pus acolo televiziunea Moldovei, eu nu știu cum. Aici nu și-o luat, și-a făcut un PR politic concret acolo, a adus icoane la medici, au bătut concert, din coașe au demascat acolo cu trag clopot. Băi, niște, cum spun eu, debili, în tot sensul cuvântului, luați dexul, uitați-vă ce înseamnă, voi în plină pandemie, veniți, boală mentală, corect, boală mentală. Oamenii cu boală mentală, și asta e de râs, e de înjurată. Brega, uite, eu o spun că tu spui că pe unul îl susțin și pe altul. Dodon, în primul rând, hai să zicem așa, scurt, clar și cuprinzător. Da? Cine ai fost, cine ești și unde tu ai ajuns, da? Transnosețchi l-ai făcut prezident la Condrița, l-ai făcut. Florii ai depus în parte și el la Tiraspol, ai depus. Noi avem băieți care ei și-o dat viața și s-au sacrificat pentru această palmă de pământ. Doi la mână. Păi, dar cel mai important, tu de-amă l-ai băgat, eu nu știu cum spune, pe faraonul ăsta, că ăsta e faraonul, e mama dracului, tu înțelegi? Vladica. Arhipiscop, și el, și nu știu eu, mitropolit, băi, tu îți dai seama, ai făcut pomelnici cu tine, nu? Tu îți dai seama, familia Dodon, pomelnici. Băi, îți dai seama, tu gata, tu la Dumnezeu de-a mai deschis ușa, nici Putin n-are patcod acolo, tu îți dai seama, n-are trece, că vorbiți de Dodon, că cine-i Dodon, ia că eu am spus cine-i Dodon, el a spus că e președintele la tăi, de fapt el e președintele la nimeni, el și-a apărat interesele,